adevărate opere de artă la Paris, însă vorbim de artă neconvențională, care poate fi consumată. Ce poate să fie mai plăcut decât să-ți achiziționezi o sculptură și în loc să o expui în casă și să te uiți la ea, să poți să o savurezi cu cineva drag? Este vorba despre cel mai mare maestru în sculptura de ciocolată. Priviți ce forme și texturi îmbietoare pe care să le savurezi, cum zicea Cristina și mi-ai dat idei. Poftă bună! Ne vedem după! Cine spune că nu se poate sculpta în ciocolată? Acest artist parizian, un fel de Michelangelo al marmotelor care învelesc ciocolata în staniol, pe numele său real Patrick Roger, face minuni cu ciocolata. Priviți aceste figurine drăgălașe realizate din una dintre cele mai plăcute dulciuri care creează endorfine și bine dispun omul. Mon art se mange et puis je pense aussi que la question sculpturale elle est venue que forcément dans les textures, dans la forme, dans le design, tout a une incidence et si c'est pas travaillé de façon structuré, forcément, ça n'a pas le même goût. Într-adevăr, ciocolata este în unele cazuri chiar mai bună decât sexul. Cel puțin așa susțin cei care consumă foarte multă ciocolată și prea puțin sex. Dar aviz amatorilor, pătrățelele de ciocolată nu sunt deloc compatibile cu pătrățelele de pe abdomen, iar sculptatul de ciocolată nu schimbă acest trist adevăr. Taxă pe barbă, taxă pe abolirea sclaviei, taxă pe contrazicerea regelui, taxă pe existență, taxă pentru laureații premiului Nobel, taxă pentru că e străin, taxă pe șemineu, taxă pe sare. Sunt doar câteva din taxele stupide pe care umanitatea le-a plătit de-a lungul vremii. Sau încă le plătește. Iar la americani, cum vă spuneam, încă se plătesc unele dintre cele mai stupide taxe. Iar una dintre ele a iritat atât de mult niște oameni încât ei au ieșit în stradă și au dansat. Pardon, au protestat. Mă rog, același lucru. N-ați înțeles? Haideți că vedem împreună cum. Zeci de cetățeni responsabili, democrați, pasionați de dans, dar sătui de abuzurile statului, s-au strâns în fața clădirii administrative din orașul Olympia, statul Washington, pentru un protest inedit. Aceștia au dansat salsa, swing, blues, în semn de protest pentru o taxă absurdă din punctul lor de vedere, taxa pe venituri din activități care implică dansul. De asemenea, participanții și-au arătat prin momentul lor coregrafic susținerea pentru suspendarea acestei taxe aplicată localurilor în care se dansează orice fel de dans. Și s-ar putea ca artiștii noștri să aibă o șansă, având în vedere faptul că se discută în aceste zile o propunere legislativă care să scoată taxa în afara legii, atât doar că mai trebuie să fie discutată și votată în Congresul Statelor Unite. Este vorba până la urmă de suma de 880.000 de dolari americani colectată în 2 ani la bugetul local, de la întreprinzătorii mici și mijlocii. Se pare că și la american ca la noi, statul dă în cap celor mici și mijlocii, adică exact celor care trag și duc economia înainte, că doar n-or colecta de la marile corporații. Și până la urmă, ce sunt 880.000 de dolari economisiți în 2 ani, având în vedere faptul că o singură rachetă de croazieră Tomahawk costă 1,4 milioane de dolari. Să tragă și americanii ăștia cu o rachetă mai puțin în numele democrației și să lase oamenii ăia 4 ani să danseze liniștiți. Sperăm doar ca ideea americanilor să nu prindă și la noi, nu de alta, dar dacă s-ar taxa dansul pinguinului, mulți oameni ar avea de suferit. Ne-am obișnuit să-l vedem pe Obama în ipostaze neobișnuite, mai ales la joacă alături de familia lui. De data aceasta, joacă basket cu fiicele sale. Să fie vorba de o încarnare a lui Dennis Rodman? Cât de bine țintește președintele Statelor Unite, vedem chiar acum. Asta, replica cu țintit, nu place la popoarele arabe. Cât de bine țintește președintele mai. Hai să vedem basket. Barack Obama a lăsat deoparte pentru câteva ore sarcinile de la Casa Albă și s-a prezentat chiar dacă necorespunzător echipat pe terenul de basket, alături de una dintre fiicele sale. Debarcarea președintului american sub panoul de basket a făcut parte din seria de evenimente organizate de administrația prezidențială cu ocazia Paștelui. Obama s-a alăturat unei echipe de fetițe alături care a întrecut în două rânduri echipa băieților în concursul de aruncări libere. Deși fetițele, inclusiv fiica sa, așteptau o mână de ajutor de la marele om de stat, Obama mai mult le-a încurcat.
având nevoie de numai puțin de 15 aruncări pentru a înscrie. Dacă nereușitele de la cercul inelului de basket pot fi trecute ușor cu vederea, cele din biroul său oval sunt ceva mai supărătoare. Obama continuă bătălia cu reducerile bugetare, tăieri serioase care au dus până și la anularea tururilor turistice de la Casa Albă. Dragilor, ce are în comun guvernatorul BNR cu președintele Barack Obama? Păi, BNR-ul țintește la fel de bine inflația precum Barack Obama la coș. Așadar, Luc Monden se încheie aici. Mâine ne revedem de la 21:30. Iar pe noi, dacă de mâine nu mai vedeți pe Cristina, să știți că pregătește o nouă emisiune de economie, bursă și revelații economice, monetare, financiare la aici, la noi, la Luc TV. În orice caz, până o pregătește, ne revedem cu știri frumoase, mondene, aici la Luc Monden, iar pe voi vă vedem mâine seară. Știți cum, nu? Lucul cât mai mondene.